Astralii își fac planuri pentru Liga Campionilor, chiar dacă nu se știe dacă va putea antrena în perioada următoare. Marius Mudica a creionat deja lotul cu care va aborda noul sezon. Antrenorul Giurgiu Venilor a declarat că vrea să se bazeze în continuare pe nucleul care a cucerit în premieră titlul național. Prima achiziție este Secu Olisec, jucător care se antrenează cu Astra de luni bune, dar nu a putut fi legitimat în timp util. Astra face marcaj și la Cristi Săpunaru. Fundașul celor de la Pandurii Târgu Jiu este dorit inclusiv de președintele Dani Coman, chiar dacă are oferte și din străinătate. Reprezentanții Astrei speră să-l convingă pe Săpunaru să accepte oferta. Un alt jucător despre care se vorbește că ar putea ajunge la Astra în perioada următoare este chiar fostul capitan Constantin Budescu. Acesta pare să aibă probleme de adaptare în China și nu exclude o revenire la Giurgiu, Astra fiind prima sa opțiune. Chiar dacă a plecat în iarnă, Budescu a contribuit din plin la titlul cucerit de Astra în acest sezon. Decarul a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive.